și pentru cei care spun eu că of, mobila asta așa e de frumoasă, dacă n-ați ploaie, mama ta trebuie să o duc la două, să o pui înapoi. Vreau să vă zic că nu e chiar așa. Uitați, vedeți? E ca ieri un mic incident, da? E ca o fost palat, ușor, chiru. Am mai risit-o? Și gata, ies să suc într-o 10 minute și și când te uiți aici că e liniște mortală, florile în sfârșit respiră liniștite, bazinul s-a liniștit, palmierul slava Domnului Jiu era să moară și acto, atenția de ieri la toți invitații și pe internet, Emilian Mobila este pur și simplu senzațional. Și da, recunosc că este o mobilă superbă. De tot ce înseamnă grădină, zona de odihnă, poate să o ploaie, poate nu știu ce, cu chiorchiuri, ați văzut cum am spălat-o? Lux, 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 lux. Vă, eu m-am greșat, mă tingă. Ia să mă uit la soare. Nu, tot normal, parc o lecuțică. Deci, dragilor, în mod special cei care ați participat la nebunia noastră cu Iubește Mudor, asta nu înseamnă că noi am uitat sau eu am uitat, să anunț cine este câștigătorul. Duminică o să anunț pentru că mâine am o zi mai liberă, o să stau liniștit, o să mă uit la toate, deși cam îmi dau seama cine o să fie locul 2-3, locul 1 încă vă pup și vă chis și vă love de aici din raiul de la Negureni. Și țineți minte, v-am zis eu că am visat doi pui în palmă, două păsărele și nu știam ce înseamnă și cineva ne-a spus că scopchii, abia ca acolo este cuibul la o păsărică. Și acolo mă ating că sunt puișori. Ia ca sunt multă familie. Și se începe sezonul trandafirilor. Uitați-vă cât-s de genitali. Ia cât-s frumușei. S-au întors la soare, știu eu unde-s. Ia uitați-vă cum s-ascunde. Unde te-ai ascuns tu, frumoasă? Uitați-vă magnolia cum înflorește. O înflorit deja de vreo 3 săptămâni de când am cumpărat-o. Se duce o floricică, vine alta. Se duce o floricică, vine alta. Că ne așteptați cu noi, dar noi tați ne bucurăm. Noi iubim oamenii care ne așteaptă cu noi. Nu, dați-mi bine. Doamna Lilia, dați-mi bine. Nu, voi nu vă dați seama că am pus femeia într-o situație. Noi, de fapt, am așteptat. Vă spunem foarte sincer, din start, cum am intrat cu poartă la Emilia, am întrebat unde e Lilia? Și rost că Lilia e acasă. Zic, te rog frumos să o inviți, că noi să cântăm un cânt. Asta vă spun sincer, cu mâna pe inimă. Să nu credeți că stai de la jurnal sau de undeva. Iubiți și mai iubesc o fată, Nina, care tare se mi-a măritată. Ea dansează și se vârte din inimă rău rume, inimă care o rupe fata. Ia băi, chiuiți-o! Bine, bine! Aici nu s-a sădit nimic, da? Indiferent de unde n-am ajunge noi, la care culmea succesului, la care nu știu ce scara a Dumnezeului. Cel mai important din punctul meu de vedere că trebuie să rămânem oameni, să nu uităm de unde ne-am pornit, tocmai de-aia v-am invitat. Am emoții, iai, nu! Dar tocmai de-aia v-am invitat la Negureni, pentru că aici este startul, tot ce înseamnă Emilian Crețu. Vă pup și vă mulțumesc tare mult și vă iubesc soarele vostru. Vira mea cea mare, ești pe Marte, ești pe Lună sau pe
soare unde, unde. E o striga, nu răspunde unde. La negurie e ca unde pleci. Șai, raga, daga, daga, da. Și cât timp vom dăinui. Șai, raga, daga, daga, da. Clipa crește iarbă verde. Șai, raga, daga, daga, da. Neamul meu nu se va pierde. Șai, raga, daga, daga, da. Hai la core s-o portim. Hala mare s-o portim. Laga, daga, 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 da, da. Laga, daga, 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 da, da, da. Wow, 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 și halat frumos, și soră frumoasă, și mator frumos, și mam frumos, și senioră frumoasă. Vreau în mare parte să mulțumesc la toți cei care ieri au fost prezenți. Eu chiar m-am simțit ieri, sincer, un copil fericit, chiar dacă am 36 de ani. Și le mulțumesc la toți, și invitați, și cei care au venit și au prestat servicii. Vă kiss, vă love, vă. Mai am încă multe surprize, încă noaptea, cu vecinalii, dar mai încolo, nu te dează. Și începem cu cei care au făcut buna dispoziție. Aici vorbim despre Daniel, DJ-ul, care este pur și simplu the best, extraordinar. A venit cu muzică, cu lunieni, cu fum, cu tăt. Aveți o nuntă, o cumătrie, o zi de naștere, nu știu dacă mormântări faci, dar îl recomand pe bune, îl știu de la alte evenimente. Așa că îți mulțumesc, Daniel, și maladeț, kiss, love, tătre, stimă și respect. Și bineînțeles, pe lângă buna dispoziție, trebuie să o cumva să o alimentăm cu ceva, cu cele mai bune cocktailuri, Truf Bar, mulțumesc tare mult de fiecare dată la orice eveniment, ei sunt prezenți, vin cu tot cocktailul meu l-am inventat ieri, o să fie deja și în meniu la ei, ouăle Lucrețu, pentru că sunt ouăle la Negurini, și eu cu bio, sănătoasă, de la găinile lui mama, așa lui Dora. Mulțumesc tare, tare mult, Truf Bar, și like. Bucătarul, bineînțeles, Bielui a făcut senzație, și pește, și carne de și oaie, de pârșică, de vacă, de scroafă, de prepeliță, de măgăriță. Mai scurt, Bielui, mulțumesc, știu, am vorbit cu Dora, eu da voie, pentru că Bielui nu face niciun pas dacă baba Dora nu-i dă voie, pentru că vorba așa e bucătarul ei. Dar pentru mine a făcut o excepție și îți mulțumesc că ne-ai hrănit aproape 40 de oameni, Doamne, Dumnezeule! Prizoniera eram eu. Ai pierdut războiul și te doare tare. Doare, doare. 3, 2, 1 și ia că căsuța mea frumșică. Dacă observați acolo sus, deja au pus centura din piatră ca să poată pune acoperișul. Iată așa, băieții lui Teo șefuiesc. Doamne ajută! Mai aveți? Mai aveți. Oh, am piatra mult mai mare. Și sperăm săptămâna viitoare sau cel târziu pe săptămână deja începem și bazinul, că să ne scaldăm. Și pe interior avem 350 milioane de cabluri, de fire, electricitatea, borți, pistită, pe stânga, în dreapta, LED, cioc, poc, trișile, lealele. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Doamne, ce ești! Doamne, jos! Și ne-am urcat, voi blin, pe acoperiș. Iată deja un lucru de care vă spuneam. Acoperișul vine așa de aici până aici. Aici curge apa și nu se vede niciun fel de... Ia câte, se duce acolo și se duce fix în paduri. Uf, tare frumos, tare bravo, băieți ăștia la Iron Company, tare bravo, nu știu cui seamănă ei. Încă o leacă, încă o țâră și o să terminăm. Țâra asta în câteva luni, în iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 5-6 luni sper să facem
și aici la Chișinău piena party, numai nu peste noapte, că vorba și ei aici, iau, sunt blocuri. Deci mâine am o zi de naștere unde trebuie să merg fericit, iar persoana pe care urmează să o fericit este pasionată și de mine, dar și de orhidei. Și trebuie să alegem una. Acum cineva din familie mele, of, mâine doamne, ești tot iubesc orhideile. O să fie surpriză pentru cine, nu știu, dar ia, te alegem orhidei. Deci astăzi suntem cu minșiori, dress code-ul este alb, alb și numai alb. Hai! Azi suntem cu minșiori. Denis, la mulți ani, fii sănătos, noroc, bucurii, fericit. Ia cătăți, azi în alb cu minți. Altea noastră, cu niște buze. Șecteis, primii invitați și ultimii, că noi nu avem mulți invitați, se face doar să nu familie. Da, da, da. Dar cine vine la noi? Cine vine, cine vine? Dar totuși a fost o nuntă cândva, 2 ani în urmă. Apropo, dragi prieteni, dragi prietenași, mâine 3 iunie jucăm ultimul spectacol cu Olivia cu nebune din această stagiune la Teatrul Luceafărul. Cei care nu ați reușit să-l vedeți, vă recomand să-l vedeți. Cei care vreți să mă savghirizați, cum ar spune signora Dima, o să fie și ea, numai că nu o să joace spectacol. Așa că vă aștept mâine la Teatrul Ceafru, la ultimul spectacol pentru mine, pentru colegii mei mai au o lună asta și o premieră. Dar eu mâine joc ultimul spectacol din această stagiune, după care o să ne vedem tocmai în septembrie. Vă aștept mâine la Teatrul Ceafru. Vă pup, vă chis, vă love. Acolo și eu un politician foarte rău și foarte homofob și mai scot și nici n-ați mă cunoaște. Așa vă trebuie. Domnișoară, dar unde ai pornit tu? Patru. Șase la altă, doamnă. În vacanță? Unde vă duceți? Turcia. Ei. Și acum am cu pași grăbiți. Mergem spre Nisporeni. Avem o nuntă frumoasă. Oamenii la ora asta sculcă, dar noi... No, no, no. Azi dormim la 55 de ani.